În partea de vest a orașului vechi, turnul lui David se ridică deasupra zidurilor. Cu 16 ani în urmă, arheologii au descoperit o clădire în timp ce lucrau la muzeul turnului lui David. Inscripțiile de pe pereți precet chiar și perioada lui Isus și a guvernatorului roman care l-a condamnat la moarte pe cruce Ponțiu Pilat. Ani de zile experții au sugerat că Pilat a pronunțat sentința de moarte de pe fortăreața Antonia, aflată în cealaltă parte a orașului, unde erau cazați soldații romani. Dovezile recente însă descoperite în palatul regelui Irod indică faptul că se prea poate ca opulentul Pilat să fi pronunțat sentința de aici. Arheologul Amit Rem a ajutat la descoperirea sitului Palatului în anul 1999. -a. El cunoaște istoria din spatele acestor ziduri de pe vremea lui Rod până în 1940, când locul a fost invadat de britanici. Până în prezent, aceste ziduri impresionante sunt singurele vestigii ale Palatului lui Rod. Nu știm ce s-a întâmplat cu suprastructura cu Palatul în Sine. Poate a fost distrus în timpul unei revolte mari, poate a fost distrus de către Romani. Poate a fost distrus de către Cruciați sau de către Otomani. We don't know exactly... Nu știm exact locul în care a fost judecat, unde a fost interogat de către Ponțiu Pilat, dar știm că judecarea a avut loc undeva în palatul lui Irod. David Pilegi este pastor la Christ Church, biserică situată la doar câțiva pași de acest loc. Știm că, după moartea lui Rod, palatul său a ajuns sub stăpânire romană. În fiecare an, Ponțiu Pilat venea din Cezarea până în Ierusalim în timpul Paștilor, pentru a asigura paza orașului în timpul sărbătorii pe care evrei o numeau Sărbătoarea Libertății. Dacă se producea agitația în Ierusalim, de obicei se întâmpla în timpul sărbătorii de Paști. Pilegii spunea că, într-un fel, turnul lui David cuprinde întreaga poveste a vieții lui Isus. De jumătate de secol, oamenii de știință susțin că viața lui Isus începe la turnul lui David, care a fost palatul Irod, unde au mers magii să-l viziteze pe regele Irod, iar viața sa a luat practic sfârșit când Ponțiu Pilat l-a condamnat la moarte, cam în aceeași locație. Există o ironie interesantă în această poveste. Arheologul israelian René Sivan este încă uimită de forța și opulența palatului, deși a ajutat și ea la începerea excavațiilor. Ierusalimul seamănă cu ceapa. Dai jos, strat după strat și parcă nu se mai termină. Apoi plângi puțin, dar nu foarte mult. Asta se întâmplă și aici. Pilegii spunea că turnul lui David este cel mai bun muzeu din oraș și că turiștii ar trebui să-și înceapă călătoria de aici. Am mai descoperit un loc locul în care Isus a fost condamnat la moarte de către Punțiu Pilat. Acesta îi ajută pe creștini să înțeleagă mai bine acele evenimente monumentale care au avut loc în viața lui Isus Mesia, a lui Isus din Nazaret, în ultima săptămână a vieții sale. La doar câțiva kilometri departare se află muntele măslinilor, unde, conform Bibliei, el se va întoarce.